Gata? Feedback-ul, pozitiv sau negativ? Pozitiv, fără îndoială. Nici nu, adică știam la ce mă înham când m-am urcat în taxi, ca să zic așa. Știam unde vin. Na, are... În general, PlayStation când scoate exclusives, are grijă să fie foc, fiindcă e normal, îl găsești doar la ei pe consolă și își doresc să te întorci la astfel de titluri. Și de aceea mi se pare că se investește o muncă, eu știu, mult mai intensă și iese o calitate mult superioară, eu știu, unui joc făcut de un studio care cu asta se ocupă în general. Ce nu ți-a plăcut? Că mi-ai zis ce ți-a plăcut. Ce nu ți-a plăcut? Aș minți să spun că am găsit ceva să nu-mi placă. Nici n-am apucat să mă joc foarte mult. M-am jucat, să zic, în 10 minute aici. Vreau să-l iau acasă la puricat, așa. Însă, din ce am văzut, grafica e impecabilă. Bănuiesc că story-ul e tare. Eu lucrez mult și pe precedentele titluri PlayStation Exclusive care au avut povești mișto, cum ar fi Last of Us. Și n-ai cum să nu te duci în film, ca să zic așa. Și eu sunt un FPS-ist, ca să zic așa, și eu mă joc shootere, dar God of War, din punctul meu de vedere, genul acesta de joc, e ceva mai punctual, adică îl joci, îl termin și cam aia e. Rămâi cu o amintire foarte frumoasă despre el, despre poveste, despre sentimentele pe care ți le-a creat, cum a fost și în Last of Us, că mi-a dat o lacrimă la un moment dat. Am dat-o altcuiva, că nu aveam prea multe la momentul ăla. Dar asta zic, nu știu, are povestea ei în principal, muzica, tot. E un film, ce să mai, cam așa se fac astea. Ia zi-ne, ai jucat? N-am apucat încă. Ce așteptări ai de la noua lansare? Chiar am văzut cum joacă lumea și văd că în sfârșit l-au făcut ca lumea, adică greu. Adică în sfârșit un joc ca lumea care te provoacă. Nu mai e doar button mashing, button mashing, button mashing și toate astea. Și îl avem și pe cel mic, adică un companion. În fel de obicei avea un pet, ceva fluffy cu urechi mari. Acum e un copil. Mă gândesc că s-au zis, domnule, au jucat multă lume God of War, oamenii au devenit tați. Treaba, paternitatea asta și cred că de-aia au mițea pe treaba asta. Că, na. Și în rest l-au dus în zona nordică, la asta nu mă așteptam. Dacă îmi punea cineva, să zic, acum 10 ani, când era God of War 2, vezi cum să fie în zona Norvegiei, zona nordică, mitologie, na, du-te de aici. Și, na, acum e mai fit. Puriștii o să zică, domnule, Legendele Olimpului, dă-mi Marte, dă-mi Zeus, dă-mi astea, dar keep an open mind, adică nimeni n-a murit de la ținut mintea deschisă. Echipa băieților care deja a pus mâna pe joc, cum ți s-a părut? Grafică foarte bună și mi-a plăcut acțiunea, așa, te ține în tensiune. Toma, 12 ore sau cât ai zis că ai jucat? Da, am jucat ceva la el. Am avut așteptări la început, e primul God of War pe care îl joc. A început așa, ca orice alt joc. Uite, cu cerc deschis ușile, cu, eu știu ce, nu mi se părea nimic diferit. Dar m-a câștigat, cred că după jumătate de oră am început să văd ce detalii are și povestea foarte bună. Chiar e un joc foarte bun. Copiii tăi l-au jucat acasă? L-a jucat și fiul meu, e super entuziasmat de jocuri de genul ăsta. Descoperi chestii, te lupți, ai diverse misiuni de îndeplinit, e chiar mișto. În primă instanță discutăm despre un joc pe care a trebuit să-l termin pe repede înainte și probabil că l-am terminat undeva în 12-18 ore în contextul în care am jucat și la birou ca să pot să-l termin. Cred că am vreo 50-60 de ore per total în joc până în momentul de față, discutând despre unul dintre cele mai bune jocuri de anul acesta, material de jocul anului. Este mult peste ceea ce mă așteptam. Nu mi-a înșelat așteptările, ba mai mult în unele părți le-a și adus la un nivel mult mai mare, dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult a fost felul în care au reușit să dezvolte povestea.
felul în care relația între el și fiul său se dezvoltă pe parcursul arcului narrativ este un fenomen pe care îl poți observa tu ca jucător. Mai mult decât atât, în primele 10-20 de minute ai câteva cadre care pur și simplu ca pe tine, ca individ, ca om, te pot mișca. God of War are foarte multe lucruri în comun și probabil mulți dintre voi mă vor contesta pentru chestia asta cu seria Devil's May Cry. Cel puțin până în momentul în care au avut acest shift în gameplay. Dar nu cred că puriștii care vor apuca într-adevăr să joace jocul, nu cred că vor avea nimic de obiectat. Discutăm de un gameplay extrem de solid, schimbat din punct de vedere al camerei, dar nu schimbat din punct de vedere al esenței. Vei putea face aceleași combo-uri, vei putea face juggle-uri. Kratos acum este un pic mai mobil și un pic mai defensiv față de cum era înainte, iar armele și multe lucruri pe care le-ai simțit nevoia, să zicem, în primele ore ale jocului, se vor reîntoarce la un moment dat. Când asta este o altă poveste pe care o veți afla doar dacă jucați jocul. Este un joc exclusiv pentru PlayStation 4, este foarte, foarte așteptat de către fanii seriei God of War și în special de cei mai apreși dintre ei. God of War este disponibil la partenerii din România, odată cu, cu lansarea internațională. Feedback-ul comunității este foarte bun, oamenii ne spun deja că este un joc pentru care merită să-ți cumperi consola PlayStation 4.